deocamdată am anunțat că nu candidez la Consiliul Județean și la un moment dat, la o altă presiune a jurnaliștilor, am spus că nu voi candida nici la Primăria Bistrița, dar nu e un lucru care îi decis 100%. Aoleu, stați un pic, domnule președinte, că se schimbă emisiunea. Deci am spus... Se schimbă desfășurător. Nu. Există foarte mari șanse să vă vedem de candidat la primar la Bistrița. Rămâne de văzut. Și tăcerea asta. Rămâne de văzut. Să știți că tăcerea asta e un foarte bun răspuns. Rămâne de văzut. Dacă astăzi ar fi alegeri, l-ați bate pe turc? Nu știu, abar n-am pus. De unde naiba să știu asta? Dar asta nu decide numai. Dar v-ar plăcea? Cetățenii, ce? Domnul, v-ar plăcea? Ce? De primar la Bistrița. Nu știu. Nu știu. Hai să facem un exercițiu de imaginație. Păi nu știu. V-am spus că nu o să mă scoateți. Primul lucru, ați fi primar, pac, mâine. Nu o să mă aduceți în jocul ăsta. Mâine, ce ați face? 100% dacă aș fi primar, da? N-am vrut să intru în joc, dacă nu e vorba de sport, primul lucru care l-aș face, i-aș cere celui de la Consiliul Județean să devenim, așa cum se întâmplă în aproape toate județele țării, partener, aș lua 50% din acțiunile clubului, 50% la Consiliu, 50% la primărie și aș dezvolta celelalte secții care în momentul de față nu au finanțare. Și am avea și handbal masculin și feminin, și fotbal feminin și masculin, și volei feminin și masculin, și rugby. Aoleu, deja sunteți în campanie, domnul Moldovan. Nu, da, nu. Dar asta își face. Asta deja deci, e o temă de campanie. Sportul e slăbiciunea mea majoră. Și asta aș face. Eu m-am pregătit de viață încă după liceu, când eram șef de sală la Flora, să servesc oamenii. Mi-am servit o perioadă de vreo 2 ani la masă. După ce am terminat cu serviciul la masă, m-am ocupat, am mers un an de zile, am muncit în Germania. Mi-am făcut și eu o fundație ca să am din ce trăi, adică să am apartament, mașină, mobilă. Și pe urmă am trecut în mediul privat vreo 10 ani, mai exact de prin 2004 până în 94 în 2004. Și pe urmă am ajuns să slujesc oamenii dintr-o altă postură. Dar în serviciu public și mi-s foarte dragi oameni și mi-e foarte ușor să fac tot ceea ce fac. Și-a trecut Dan Tanco sau Ioan Deneș? Da, e cea mai complicată întrebare. Marius Negrea sau Ioan Turc? Când mi-aduceți din personal trăiesc foarte bine, mulțumesc la Dumnezeu, am un salariu care îmi permite să trăiesc civilizat, fără fițe și avioane. Dar vă amintiți că anul trecut pe vremea asta ne-ați arătat contul? Vă amintiți că anul trecut pe vremea asta cred că stau mai bine. Ne-ați arătat contul? Nu că stau mai bine, cam rate, deci nu cred că stau mai dar bine. Dar vă amintiți că ne-ați arătat? Da, da, nu cred că stau mai bine. 6.000 de lei sau nu știu cât aveați. S-ar putea acum să nu fi plătit, să nu fi tras ratele și să am vreo 15.000 sau nu știu. Deci de presă am vrut să vă întreb ce părere aveți. Ați văzut, au apărut a apărut un material cum că deci presa nu poate fi altfel decât e societatea în care trăiește și ea. Adică proastă. Nu e adevărat. Păi societatea e bună. Bunuri cu mai puțin bune, păi cum să nu fie bună? Da, avem deci o presă David Popovici, avem o presă de propagandă, așa cum sugera articolul ăla scris de Petraș? Nu. Deci eu n-am cerut niciodată și ești tu martor și o să fie toată presa asta martor niciodată. Pe oricare dintre jurnaliștii care există în acest județ, dacă eu vreodată mi-am spus hai să-ți dau ceva de la Consiliul Județean ca să faci campanie pentru PSD sau să spui despre Radu Moldovan. Nu cred că e nici mai bună, nici mai rea decât în altă parte. Eu de când fac politică, și aici folosesc știri din ce am citit și eu în altă parte, că nu știu unde, nu știu care jurnalist l-a șantajat pe nu știu cine. Deci mie nu mi s-a întâmplat niciodată în 22 de ani de activitate de viață publică să fi venit vreun jurnalist și să spună, mă, dacă nu faci ceva, nu știu ce-ți fac sau nu știu ce-ți dreg. Nu mi s-a întâmplat niciodată. Da, da. Eu vreau să vă fac un reproș din punctul ăsta de vedere, că în ce privește partea privată a economiei județului nostru, nu aveți la fel de multe realizări ca fals. În ce privește fals. Partea publică. Fals. Județul nostru, stați un pic, județul nostru e pe ultimele locuri acolo la salarii. Pentru asta am trebuit să vă premiez, că mi-ați lansat o provocare și le-am dat toată energia pe 300 de lei, pe 400 de lei la șmecheri, pentru că acum avem șmecheri, ca să nu le spun hoți, legalizați. Da. Și este nedrept pentru oameni să plătească foarte scump energie sau gaze când e ales proprietatea poporului român și șmecherii să se facă... Dar salut decizia de ieri a guvernului
de a supraimpozita cu 60% veniturile astea din speculă. Dar eu le-aș fi impozitat cu 99%, nu cu 60%. Vedem. Salut, sunt Adrian Linca și te invit la ultimul interviu din 2022. Tragem linie după anul ăsta, așa cum am tras și anul trecut, cu același invitat, președintele Consiliului Județean Emil Radu Moldovan. Bine ați venit la interviurile mele. Bine v-am regăsit și înseamnă că eu sunt la penultimul interviu, că mai am un an de mandat, atunci înseamnă că mai prind un interviu. Dacă facem o tradiție din asta, de sau de dacă ce ne purtăm bine. Sau dacă da, unul cu altul, cine știe. În ambele sensuri poate să fie socoteala asta. Ni s-a umplut masa din nou când au auzit susținătorii mei că veniți dumneavoastră, ne-au trimis toate bunătățile. Un pic am fost invidios așa, fiindcă și mie îmi place cheesecake-ul la nebunie și Cristina v-a trimis un tort senzațional. Cheesecake. E o drăguță ca de fiecare dată și eu nu prea mănânc prăjituri, dar într-adevăr că ăsta nu mă pot abține. Și un platou cu prăjituri și, nu mai zic, începem. Elena din Deal, odor genunchii de numa, dar a venit șontâc până la noi și ne-a trimis platou ăsta, ceva prăjituri pe acolo, cămara bunicii, ca de fiecare dată, au niște ciuperci cu maioneză. Vrei să facem o știre? Ia. Adică eu am auzit ceva, abar n-am avut. Că o doamnă asociată sau o patronă, nu știu, patronă de la Cămara Bunicii, e fan Iulia Dumasca. Da, păi da. Eu n-am știut. I-am făcut... A cumpărat și niște tricouri de la magazin cu niște ocazii din astea. Nu, n-am știut. Am dus-o acolo să întâlnească cu Iulia, să facă poze și eu n-am știut că doamna e de la Cămara Bunicii. Da. Doamna de Helean, soțul... Ei, soția lui Alin? Da, sigur. Are... Serios? Sigur, e antrenor la Gloria. Cât e de mică lumea. Nu, e colaborator cu noi, că da. Alin are... Și are, face niște minuni cu fetițele la volei. Ține volei în viață, da, în județul ăsta. Da. Ce mai avem pe aici? Vinul clasic deja, ce să desfacem? E cam de vreme, e adevărat. Deci avem acum mă pui într-o situație, pentru că Jelna este partenerul echipei. Neatavi e prietenul meu. De la Dumitra. Și Valea Ascunsă. Iusti e colegul meu. Deci o să beau din fiecare câte o gură. Nu facem atâta risipă. Uite, am venit iară cu... Am venit cu mâna goală. Am învățat ceva de la Bogdan Ivan. Mi-a adus o pelinată, așa o pelinată, nu știu ce. Și mă mai zbă să învăț și eu ceva de la ăștia tineri și să nu mă duc cu mâna goară la emisiune. Și am venit ca nesimțit, un fugind de la birou, dar promit că caut și eu ceva pe la mine prin beci, acolo ce am ceva vechi de pe la cineva. Și aduc ca să pot spune în următoarea emisiune că m-am ținut de cuvânt. Deci ce desfacem? Ăsta e roșu, ăsta e un chardonnay de la Valea Ascunsă și ăsta e celebru Steininger de la Dumitra. Toate trei sunt bune. Da. Ca să nu supă, să nu se aleg între Uțu și Iusti, l-alegem pe Neatavi. Bun, Steinigerul lui Arșanu, da. Da. Ziceți, domnul președinte, nu v-am văzut de un an. Cică, nu v-am văzut de un an. Adică am tras linie după anul 2023. Tot aici, tot împreună. Cum a fost anul ăsta? Un an greu, complicat, dar și cu foarte multe satisfacții din toate punctele de vedere, atât pe plan administrativ, cât și în zona sistemului de sănătate, în zona culturală și în mod special în cea sportivă, să zicem așa, secțiunea activității mele de la Consiliul Județean. Un an, așa cum v-am spus, care ne dă și satisfacții la final, dar, din păcate, e și anul care prevestește începutul anului viitor, care nu arată foarte bine și, deocamdată, suntem asigurați, atât timp cât Bunul Dumnezeu ne va ține, de sănătate pentru anul viitor și vom vedea cum vom reuși să gestionăm lucrurile ca să putem să ne ducem proiectele la capăt, atât cele investiționale, cât și tot ceea ce am făcut, pentru că rezultatele, atât cele administrative, cât și celelalte, aduc costuri în plus. Adică avem o sală polivalentă în plus, avem un castel la Pozmuș în plus, aici e nevoie de cheltuieli suplimentare, de angajați suplimentari, de proiectul de la spital, pentru că ieri a publicat Ministerul Sănătății lista cu proiectele declarate eligibile în urma depunerilor pe PNRR,
Acolo din start avem de cofinanțat 5 milioane de euro într-o primă etapă, fără cheltuielile neeligibile care sunt, aici vorbim din suma proiectului, 5% trebuie să pună Consiliul Județean, 95% ne dă Uniunea Europeană și ne cresc și cheltuielile. De asemenea, rezultatele muncii colegilor mei, nu știu, dacă vreți, a familiei Evi cu staful, avem echipele de juniore în valoare și federația în înțelepciunea ei, ne-o asocia cu Mehedințu și cu Drobeta Turnul Severin. Dacă, și... dacă va trebui pe Pinera la Hambala, cum da, ați primit echipele la Mehedințu? N-ai ce face. Și nu poți să trimiți, nu poți să trimiți fetițele sau încep și băieții la fotbal, chiar dacă sunt prima în seba și ei rezultate. Și, nu poți să-i trimiți 300-500 de kilometri în ziua meciului, adică să-ți bați joc, că nu merge. Și atunci înseamnă noapte de cazare, mai să, și alte socotiri care sunt costurile care vin suplimentare. Și banii sunt tot aia sau mai puțin? Banii la... La buget. Sunt minus 20% la sumele de echilibrare. Adică cheltuielile cu plus 20% și încasările cu minus 20%. Da. Hai să bem atunci, da. Ce să zic. Hai să bem putui amarul. Ce să facem, da. Acum ziceam și înainte de emisiune că și îmbătrânim, așa pe zi ce trece noastră 55, eu am trecut de 50, ce Dumnezeu! Ce bine miroase vinul data mea. Da, adevărul că concurența asta, că e un pic de concurență, ei nu zic că e concurență, nu? Nu, ei nu recunosc. Ei nu recunosc, da. Exact că e concurență, dar concurența asta dintre cramele astea de la noi... E super tare. Au început să arate cu mult mai bine ambalajele, calitatea vinului. Mai trebuie să umble și Natavi un pic la ambalaje, adevărat. Natavi, știi că el are un statut special. Bine, nu-l interesează. Pe el nu-l concurează nimeni. El e genul care se autoconcurează, dar mă bucur foarte mult toate celelalte crame și ar trebui și ceilalți de la Lechința să vină, adică, nu știu, ar trebui să aibă un pic de orgoliu. Să nu lipsească de pe masă de la tine. Să vedem, de aici. Poate în 2023 cine să nu lipsească de pe masă. Deși pentru că... toate fac parte din Podgoria Lechința, nu? Că așa se numește Podgoria Lechința, dar astea sunt crame din Podgorie, dar în alte OAT-uri sau în alte zone ale județului. Dar sunt, avem vinuri chiar foarte bune. Oameni cunoscători laudă vinurile de... Adică peste tot unde am fost în ultima perioadă, lumea laudă vinurile. Hai să fim sănătoși, domnul președinte. Și la mulți ani tuturor oamenilor și un an nou cu sănătate multă, că e mai bună decât toate. Că restul, într-un fel sau altul, ne ajută Bunul Dumnezeu să le rezolvăm. Nu ne-am propus nici în emisiunea asta să descoperim America și să aflăm cine știe ce lucruri. Poate ne ziceți ceva așa, ceva premiere, ceva exclusivități pe care nu le-ați zis în anul 2022, dar dacă nu le ziceți, nu ne supărăm. Vorbim așa, ca de final de an, la un pahar cu vin. Cea mai mare îngrijorare însă, pentru toți oamenii care vă apreciază, pentru mulți dintre bistrițenii care vă apreciază, cea mai mare îngrijorare e legată de alegerile următoare, unde ați anunțat că nu mai candidați. Și asta deja îi... pe unii sperie chiar și pe alții îi îngrijorează. Ce se va întâmpla după dumneavoastră? Asta e întrebarea de pe buzele tuturor când vine vorba despre Hambal, despre spital, despre toate proiectele pe care le aveți în derulare. Bun, e senzațional, tot e ok. Dar după ce nu mai e acolo Radu Moldovan, ce se întâmplă? Detalia puțin. Am anunțat că nu mai candidez la Consiliu. Doar atât. Da. Păi nu știu, candidez în altă parte. Și din ce postură oare? Nu știu, ar fi ceva comparat cu Consiliul? Nu știu, acum n-am luat o decizie, dar ne gândim la păi altă... Păi hai să luăm băbește. Ce poate fi? La Parlament? Da. Nu excludeți, se poate. Deputați și senatori, nu? Da. Puteți prinde o funcție pe la București ceva, că tot vă cheamă ea pe acolo. Îmi plac funcțiile alese, nu numite. Da? Deci numite, nu? Ministru ceva? Ministru dezvoltării? Nu. Nu? Păi vă propus să... Pe cine am văzut? Pe Ciolacu, când s-a inaugurat sala, zicea că, mamă, cine ar trebui un Radu Moldovan la București? Nu știu dacă va fi București sau va fi o candidatură pe plan local, poate. Aoleu! Ce aoleu? Stați un pic, să iau ceva dulce, să-mi crească un pic glicemia. Cum? Pe plan local ce mai nu știu, fi? Analizăm tot ce... Ce mai poate fi pe plan local? Nu știu. Deci, deputat, senator, am zis, primar... Da. Nu excludeți. Nu exclud deocamdată, am anunțat că nu candidez la Consiliul Județean
Și la un moment dat, la o altă presiune a jurnaliștilor, am spus că nu voi candida nici la primăria Bistrița, dar nu e un lucru care îi decis 100%. Aoleu, stați un pic, domnule președinte, că se schimbă... Deci am spus... Nu. Am spus că nu voi candida și... dar nu, decizia luată 100% este cea legată de candidatura la președinția Consiliului Județean. Am deja, cu ajutorul bunului Dumnezeu și mulțumit oamenilor ăștia minunați din județul Bistrița-Năsăud, mă apropiu de încheierea celui de-al treilea mandat și cred că este de ajuns. Am ținut lângă mine mai mulți oameni, am lucrat cu mai mulți oameni, am discutat cu colegii mei primari, cu colegii din Consiliu, cu mai mulți oameni care sunt oameni cu experiență de viață, alături de care mai vorbesc și cu care mă consult. Și în momentul de față, cumva, pentru că așa mi se pare corect, ca oamenii să știe, am anunțat candidatura mai tânărului meu coleg Bogdan Ivan, alături de care voi rămâne absolut la orice pic, nivel, nu mai puțin, lăsați-mă să termin, că mă emoționați mai mult. Eu nu mă pricep la chestiile astea, dar termin ideea în 30 de secunde. Bun. Și voi fi alături de Bogdan Ivan și de proiectele județului, că vreau să vă răspund la întrebare. Da. Nu cred că cineva își va permite să strice ceva ce eu împreună cu colegii mei, cu PNL-ul, cu PMP-ul, cu toți cei care suntem în Consiliul Județean, am construit. Pentru că Radu Moldovan este mai mult sub lumina reflectoarelor, dar în spatele proiectelor astea este o întreagă echipă. Lăsați-o asta, că am văzut de-a lungul anilor ăștia. Este o întreagă 30, echipă, nu, dar nu ar fi corect. De construcții dărâmate de el, care au venit la putere. Nu, eu nu deci cred. Nu despre asta. Păi ce o să le spune la fetițele care s-au calificat în grupa Valoare acum? Cum, ce să le spun? Nu mai merg? Că nu mai sunt bani. La revedere, pas. Păi și atunci trebuie să meargă acasă. Ăla care vine acolo și spune că nu mai sunt bani, trebuie să plece acasă el. Aici sunt două planuri. Eu sunt optimist. Înțeles, eu sunt nu optimist. Mai candidați, da. Și al doilea plan e că veți merge cu Bogdan Ivan mai departe. Bun, planul și numărul 1. Și cred că Bogdan Ivan, împreună cu majoritatea care va fi în Consiliul Județean, da? Va dezvolta și alte proiecte. Bun, asta e clar. Asta e fără dubii. Și alte proiecte. Asta e fără dubii. Dar eu revin la planul 1. Eu nu-s lămurit încă, eu personal, Adrian Nica, da? De ce nu mai vreți? Deci eu nu înțeleg de ce nu mai vreți. Mi-a zis că v-ați consultat cu... oameni deci, care se pricep, ajungi la un moment dat, ziceți că ajunge, trebuie să înțelegi că ce e prea mult nu-i sănătos. Oamenii se satură de tine. Deci, trei mandate sunt peste cap. Oamenii vedeți că, vă referiți la subordonații? În general, sau la și la colaboratori, și la toată lumea. Și trebuie să vină cineva care vine cu forțe proaspete, dintr-o altă generație, cu alte viziuni. Păi da, acum când v-ați învățat și știți toate mecanismele și merge motorul atât de bine... Nu, vă mărturisesc că e o decizie analizată și întorsă pe toate fețele. Dar eu nu vreau să vă întorc, eu vreau să înțeleg... Nu, dar oricum nu mă mai întoarce nici nimeni. Nu, nu-i vorba de asta, dar vreau să înțeleg de ce. Nu mai duc... Vă temeți de ceva? Nu mă tem de absolut nimic. Decât de Dumnezeu, de Dumnezeu Sfântul. Nu-i nimeni la și am auzit pe cineva care a spus o chestie genială... În afară de Dumnezeu Sfântul, nu mă tem de nimeni și îmi doresc, la fel cum a spus premierul României, să prind când va veni momentul spovedaniei și împărtășaniei, adică să nu le ratez cele mai importante lucruri în viața unui om. Deci nu există nimeni la vreun buton, așa să zic, da. Domnul Moldovan, gata, ajunge, hop, nu, și se închide nu. Butonul. Eu sunt ăla. Da. Am auzit de-a lungul timpului foarte mulți oameni spunând, de ăsta nu se mai satură, dar nu-i ajunge, nu-i fost destul, nu mai lasă pe altcineva. Deci a fost un cumul de factori care m-au dus să încep să analizez încă din 2019 povestea asta. Și am zis, domnule, 2020 era pandemie, era complicat, e nevoie încă de cineva care are experiența necesară să ducă lucrurile înainte. Acum județul Bistrița-Năsăud are infrastructură, are infrastructură culturală, infrastructură sportivă, infrastructură de sănătate. Are cam tot ce-i trebuie. Cum ar veni, vă inspirați un pic și din sport, așa ca de obicei, și vă retrageți în glorie, cum ar veni, nu? Dar adică... poate fi și asta. Adică mă retrag înainte de mă face de minune. Nu, să vă țină lumea de pe val. Da, există riscul pe urmă să trimite lumea acasă, dacă nu înțelegi că trebuie să te duci. Și asta e adevărat, dar vă poate trimite și din alte. Vreți să, dacă să ducem paralela în zona sportului sau în mod special la fotbalul, că suntem imediat după campionatul mondial din Qatar? Adică nu vreau să fiu un sondaj ca la Cristiano Ronaldo să-i spună antrenorului că să-l ține pe bancă. Deci când au spus 70% din portughești că ar fi mai bine să înceapă cu el rezervă,
Nu era mai bine să se fi retras el în glorie? Da, bun, deci planul 1 l-am lămurit, de ce vă retrageți? Planul 2. Ați încălzit Bogdan, planul 2. Da. Planul 2, l-ați ales pe Bogdan Ivan din timp. Unii spun, care se pricep, nu eu, da, că asta nu e neapărat o treabă, n-ar fi neapărat o treabă bună, fiindcă ați mai pățit o pățită cu Cristian Nicolae la primărie, că l-ați încălzit prea devreme și când a intrat în joc s-a tăiat ca maioneza. E o diferență mare, vă întrerup foarte scurt pe subiect aici, că nu vreau să le las așa, e o diferență mare. Cristian Nicolae a venit pe o antipatie cum n-am mai întâlnit la adresa primarului PSD, adică al lui Ovidiu Crețu. Cristian Nicolae n-a reușit să facă nimic, că toată lumea nu-l asculta. Bogdan Ivan vine după mine, vine dintr-o altă zonă, în sondajele de opinie, chiar cele recente, încă am încrederea cetățenilor și nu va avea un bagaj de antipatie sau un bagaj negativ care să încurce candidatura, dimpotrivă. Și atunci nu vor fi aceste probleme, dar sigur urmează să mai fie făcute toate demersurile necesare. Bogdan are la dispoziție 2 ani de zile să-i convingă pe oameni că are capacitatea, pe mine m-a convins, dar trebuie să-i convingă și pe oameni care are capacitatea să ducă mai departe. Are calități asemănătoare cu ale dumneavoastră sau mai, are cu mult mai bune. Altele? E cu mult mai bine pregătit decât eram eu în 2012. Deci eu veneam în 2012 de nicăieri, el vine după 8 ani de administrație, la zi, la minut cu mine de dimineața până seara și după alți 4 ani de activitate în București, în zona centrală, unde și-a stabilit și el un sistem de relații, știe cum să meargă la un minister, cum să-și susțină un proiect. Deci e cu mult mai bine pregătit decât eram eu în 2012. Pe lângă că e un copil de foarte mult bun simț, credincios, foarte bine educat și cu 7 ani de acasă și cu foarte multă școală în spate. Deci CV-ul lui Bogdan arată cu mult mai bine decât arăta CV-ul meu. Are, din punctul nostru de vedere, are contracandidat în momentul ăsta? Singurul lui contracandidat poate fi el însăși. Eu niciodată n-am gândit cu cine-i competitor cu mine. Eu de fiecare dată am gândit că trebuie să mă autodepășesc pe mine și să mă corectez pe mine. Eu cred că contracandidatul lui Bogdan Ivan va fi el însăși. Dar în partid n-ar fi putut avea alt contracandidat? Decizia nu mi-a aparținut mie. V-am spus, am discutat cu absolut toată lumea. Nu este în momentul de față un potențial candidat al PSD care să fie mai bun decât Bogdan Ivan. Care să fie interesat de candidatura asta. Că sigur ar fost și alți oameni care dați puteau. Niște nume, cine putea? La nu ăsta. Fac chestia de acum, nu. Dar nu merge. Păi nu merge, nu. Sunt convins că în PSD sunt oameni, cel puțin la nivelul lui Bogdan Ivan și alții, care au și experiența necesară. Care se vehiculează. Că știți că ăștia amatorii lansează ușor. Da. Din astea, uneori mai și prind ideile astea. Nico Moldovan, știți nu-l că interesează. Toată lumea vorbește. Dar nu-l interesează despre Nico Moldovan. Dar nu-l interesează. Dar dacă l-ar fi interesat, ar fi fost un președinte de Consiliu Județean bun? Sunt convins că da. Sunt convins că da, dacă pe el îl interesa, vorbea cu mine. Sau în momentul când am vorbit cu el despre candidatura lui Bogdan Ivan, îmi spunea, mă, stai un pic că tu îmi cer să fiu de acord sau să susțin pe Bogdan Ivan, dar mă interesează pe mine. Și Nicu Moldovan a fost de acord cu candidatura lui Bogdan Ivan? Nu numai el, toți, da. Primarii și toată lumea. Da. Nu, și Nicu Moldovan are super performanțe la nivelul orașului Beclean. Cred că este interesat, n-am discutat cu el despre subiectul ăsta, dar despre candidatura la Consiliul Județean l-am întrebat și nu-l interesează. Eu încercând să mă documentez pentru chestiunea asta, că am știut că vorbim mai multă politică, că chestiile personale le-am vorbit anul trecut, am văzut o știre despre Nicu Moldovan care posta pe Facebook de curând că era supărat că a primit puțin bani de la guvern, că a primit, nu știu, mi-am notat aici 120 de lei, 120 de mii de lei, în vreme ce Ciceu Mihăiești a luat 200 de mii. Cam incorrect, nu, așa? Nu asta a postat Nicu Moldovan. Sau, mă rog... Nicu Moldovan făcea o postare și comparându-se nu cu Ciceu Mihăiești, care e o comună cu 2000 de locuitori, ci comparația o făcea cu Sângeos Băi și cu Năsău. Și nemulțumirea este una justificată,
Și nemulțumiți suntem mai mulți. Și eu sunt nemulțumit de cum arată bugetul anului viitor. El zicea că cineva trebuie să răspundă, că dacă în actuala coaliție PSD are ministrul de finanțe, ar cam trebui ca cineva de... Făcea niște aluzii din astea așa... Nemulțumirea lui este una justificată și nu este singurul nemulțumit. El a postat public lucrul ăsta. Sunt și alți colegi de-a mei primari nemulțumiți și eu sunt nemulțumit de modul în care se întâmplă mai multe lucruri, dar ne manifestăm diferit. Eu pun mâna pe telefon și dau telefoane, Nicolo a decizia să facă o postare publică, să împărtășească cu cetățenii sau cu cineva lucrul ăsta. Da, ne vom strădui ca la echilibrarea bugetelor locale pe care va face Consiliul Județean să încercăm să echilibrăm lucrurile dezechilibrate de către guvern. Bun, deci lămurim și planul ăsta al doilea cu Bogdan Ivan. Ziceți că nu sunt tensiuni prin PSD, așa nu sunt tensiuni legate de candidatura lui Bogdan Ivan. De niciun fel și încă ceva, PSD-ul nu e al lui Radu Moldovan. PSD-ul a membrilor PSD și mai mult acum, a cetățenilor. Dacă faceți un pas în lateral, lăsați-mă să vă răspund la asta și pe urmă răspund la a doua. Nu vă uitați întrebarea. Păi nu, dar să răspund cu tensiunile. Nu, minte și nu, să vă răspund cu tensiunile. Noi suntem o echipă de prieteni, suntem o familie, nu împărțim nimic. Nu avem ce să împărțim, nu avem business-uri, nu avem interese personale. Sigur că avem gândiri diferite. Și avem viziuni diferite și dezbateri diferite. Dar am stabilit, dacă vreți, niște reguli de gentleman. Eu nu mă duc să fac ordine la Romeo, la primăria Lechința sau la Tinu, la Rodna sau la Dorul, la ăsta sau la Nicu sau unde vreți dumneavoastră. Ne sfătuim tot timpul lucruri pe care nici ei nu vin să-mi facă mie regulile la Consiliul Județean. Legat de politică, niciodată nu a existat nicio decizie politică pe care o să iau de unul singur. De asta există și echipa asta și de asta nu este interes pentru funcția de președinte al PSD-BN. Pentru că președintele PSD-BN sunt structurile care le are statutul. De la birou politic județean, la comitetul politic județean, la conferință și la toate celelalte. Și v-am spus și povestea legată de desemnarea candidatului. Mai mult decât atât, eu am consultat de fiecare dată pe cei implicați și când am desemnat vicepreședintele Consiliului Județean. Deși era o treabă strict de bucătăria internă a instituției. Dar am zis, mergem încolo și fac lucrurile astea pentru că așa mi se pare corect ca colegii mei să fie consultați. Și există situații când eu am o opinie și altul are altă opinie. Și atunci ne ducem în dezbateri și punem la vot și majoritatea decide. Dar lucrurile astea se întâmplă foarte rar. S-au întâmplat, de exemplu, în 15 ani de când eu sunt președintele organizației, foarte rar. Și va urma ca imediat după, acum am fost ales în septembrie, cred că, pentru 4 ani, deci în 2022, deci 100% voi pregăti și momentul când nu mai candidez nici la președinția organizației județene. Pentru că lucrurile trebuie să se ducă într-un anumit... Poate fi un semnal prost pentru PSD ăsta, că faceți un pas așa în lateral, nu știu dacă, nu, dacă e bine. Deci foarte bine spus... E foarte bine spus, în lateral. În lateral, nu în plec. Lateral, da, așa. Nu plec. Bun, și acum să revenim la planul 3, că ăla mă interesează pe mine. Că ăla 1 l-am lămurit, 2 cu Bogdan Ivan l-am lămurit. Planul 3 mă interesează. Deci, la Parlament... Nu există Parlament, o decizie. Nu, cred că nu există. Nu. Nu, cred. Păi, dar există o singură decizie, că voi rămâne în zona publică, voi rămâne în zona publică și voi sprijini județul ăsta care mi-a dat mai mult decât merit. Deci, în administrație rămâneți. În zona publică și nu pot să fiu nici profesor, nici medic, că n-am studiile de specialitate. Păi stați un pic. Și v-am mai spus ceva, că voi rămâne... Că voi rămâne management. Dar bun, dar voi rămâne într-o funcție aleasă. Deci puteți să selectați lucrurile. Păi nu umblă mintea așa de repede, păi serios. Nu, dar nu sunt foarte multe funcții alese. Păi care? Ziceți-le. Nu pot să le spun. Alese local aici? Alese. Primar, vreți primar? Nu știu, nu este, n-am luat o decizie. La... Sau ce mai? Asta alea de cum se cheamă aia? Păi ca să fii ales poți să fii consilier. Da? Viceprimar. Acum consilier nu intră în discuție. Consilier, viceprimar, primar,
consilier județean, vicepreședinte, președinte, deputat sau senator. Nu sunt alte funcții alese. Bun. Așa e europarlamentar, dar nu mă interesează. Nu stați să-mi iau pixul. Bun. Deci, deputat și senator a zis că se poate. Da. Dar care din ele vă tentează mai tare, deputat sau senator? Nu știu, chiar nu m-am gândit. Știți deputat, ce mă frământă pe mine acum? Ce? Bugetul, știu, vorbim și de ăla. Deci asta mă frământă. Un pic, pe mine, și pe mine asta. Și să termin drumurile, și să termin spitalul, și să termin să găsesc finanțare pentru nou stadion. Deci singurul lucru care mă frământă. Mă frământă că astea ai frământă pe oameni. Ce se întâmplă după ce pleacă Radu Moldovan de acolo? Ne rugăm la Dumnezeu. Ne-am cu sportul, cel puțin ne-am lămurit. În epoca Jean Pădureanu, după ce a plecat, toată știți că și nu o să ziceați același lucru, după ce pleacă Jean, la revedere, s-a terminat. Așa s-a întâmplat. Praf, da, uite că pulbere. Început să le reînființe încet. Bun, și atunci mă gândesc, bă, oare nu se să va întâmpla? Să nu uitați că este pe primul loc bun. La fotbal. Da, 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 deci deputat, senator, s-ar putea, da. Consilier, dar viceprimar. Dar nu e administrativă, nu e administrativă asta și a zis nu, că... Nu, e aleasă. E aleasă, dar a zis că rămâneți în zona administrativă. Nu. Nu? În funcții alese și în zona publică, am spus în eu. Zona publică. Ați... Păi, dar nu în zona privată, dar... Păi da, că rămân în zona publică. Da. Nu am afaceri, dacă aș avea firmă, m-aș duce la firmă. Consilier? Ce? Consilier local, județean? Poate fi consilier comunal, orășenesc, municipal sau județean. Așa? Sau primar? Sau viceprimar. Primar sau vice... și vicepreședinte. Bun. Primar, unde puteți? La Chintelnic unde? La Chintelnic. Lechința. La Chintelnic. La Chintelnic. Nu, la Șeu Mugheruș. La Șeu Mugheruș. Nu candidați primar la Șeu Mugheruș, să fim serioși. Și atunci există foarte mari șanse să vă vedem de candidat la primar la Bistrița. Rămâne de văzut. Și tăcerea asta. Rămâne de văzut. Să știți că tăcerea asta e un foarte bun răspuns. Rămâne de văzut. Dar dacă ați candidat la primărie la Bistrița, oare... ați defila? Acum mă gândesc, oare ați defila sau ați avea, habar n-am. Ați avea probleme? Dacă, ne uităm, dacă ne uităm la ultimele alegeri, da? Uitați-vă la ultimele alegeri, vedeți, dintre toți candidații în municipiul Bistrița, cine a avut net cel mai mare număr de voturi? Da, dar totuși mic, față de valoarea noastră. Deci ați avut, ați stat bine, dar ați avut un număr... Cum adică dacă ești pe primul loc, e rușinos? Primul loc, da, cu 1-0, nu cu 3-0, cum vă erați obișnuit la județ. Așa... scor de forfet. Păi, dar n-am că nu candidam la nimic în municipiu. Bun, dar ați văzut sondajele astea ultime ale PNL-ului? Nu le-am văzut. Cum? Locul 1 și 2, domnul Turc, locul 3 nu se acordă. Așa a fost. A fost 40 și nu știu cât la 100, 50% Turc și restul frumos nu de există. Crăciun. Cine a făcut cadou ăsta de Crăciun? Păi, cine? Păi cum vi le faceți? Fiecare pentru dar el. Dar când m-ați văzut pe mine să prezint sondaje despre mine? Nu știu, nu v-am văzut, dar ce vreți să ziceți? Că nu-s reale sondajele astea? Ba nu știu, dar nu pot de unde naiba să știu eu ce sondaj. Nu, chiar nu-mi permis. Da, asta a fost sondajul. Pe primul loc a zis că n-are adversar și așa mai departe. Înseamnă că... Dacă astăzi ar fi alegeri, l-ați bate pe Turc? Nu știu, abar n-am, nu pot să... Da, de unde naiba să știu asta? Asta nu decide numai cetățenii. Ce? Domnul, v-ar plăcea? Ce? De primar la Bistrița. Nu știu. Nu știu. Hai să facem un exercițiu de păi imaginație. Păi nu știu. V-am spus ce că nu o să mă scoateți. Primul lucru, ați fi primar. Pac, mâine. Nu o să mă aduceți în jocul ăsta. Mâine. Nu o să mă aduceți în jocul ăsta. Pe cine dați afară? Pe fără gaftone? Pe cine? Eu am arătat ce am făcut când m-am dus la Consiliu. Nu mai am de demonstrat nimic. Da. Interesant. Bun, și cu sportul ce faceți dacă candidați la primărie? Adică asta ce... 100% dacă... Ce ați face, de 100% exemplu? Dacă aș fi primar, da? N-am vrut să intru în joc, dacă când e vorba de sport, primul lucru care l-aș face, i-aș cere celui de la Consiliul Județean să devenim, așa cum se întâmplă în aproape toate județele țării, partener, aș lua 50% din acțiunile clubului, 50% la Consiliu, 50% la primărie și aș dezvolta celelalte secții care în momentul de față n-au finanțare. Și am avea și handbal masculin și feminin, și fotbal feminin și masculin, și volei feminin și masculin, și rugby. Aolea, și deja sunteți în campanie, domnul Moldovan. Nu, da. Nu. Dar asta aș face. Asta deja deci, e o temă de campanie. Sportul e slăbiciunea mea majoră și asta aș face. Și aș uni cultura, n-ar fi două, din astea ar fi una singură. Și complementare, adică n-ar fi tot dansatori și doar folclor, că ar fi și muzică clasică, și muzică rock, și muzică ușoară, și teatru, și alte lucruri. Adică aș face cultură urbană la Centrul Cultural Municipal și cultură, așa cum prevede legea, folclor și tradiții la Centrul Județean pentru Cultură, așa scrie în lege.
Păi da, se întâmplă treaba asta și astăzi, că domnul Țărmure deja a dat-o pe chestii mai urbane, nu... Da, da, încă este o concurență pe care nu înțeleg. Da, aia e adevărat. Și cu orașul, ce ați face? Gata, s-a închis numai. Nu, să stați un pic. A, nu mă lăsați așa neterminat, domnul Moldova. La mulți ani? La mulți ani. Nu mă lăsați așa neterminat. Deci nu vorbim despre... Mie nu place să-mi dau cupărerea. M-ați provocat cu sportul, nu mai încercați că nu mai merge. Bun, dar de exemplu, ce ați face cu proiectele astea, Marcu? De ce balul ăla cu astea? Nu știu, aveți primar, Dacă avem primar, și... nu, greșit că aveți. Avem primar. Exact, de aici trăiți, domnul Moldovan. Da, veniți cu mașina ales de cetățen. Zi. Veniți cu mașina prin orașul ăsta în fiecare zi. Stați dacă v-ați propus, să-l găsiți pe Radu Moldovan să-l critique pe primar. Nu să-l critique, să v-am întrebat ce ați face. Nu, dar asta înseamnă ce ați face, că deci, eu sunt curios de în ce opinie ar exista. În momentul de față, în mod legal și transparent, cetățenii municipiului Bistrița l-au ales primar pe domnul Ioan Turc. Cetățenii municipiului Bistrița vor decide în 2024 cine va fi primar. Alte comentarii nu găsiți de la mine, pentru că nu e nici momentul, nici locul. Arată prea bine tortul de la Cristina, prăjiturile, platou de la Cămara Bunicii, am început să salivez, deci nu mai. Bun. Vă dau o pauză mică. Am voie să mănânc ceva de vecea. Cum, vă rog, vă dau o pauză mică, deși pun pariu că acum oamenii care se uită la noi... ar fi așa cu bățul prin gard și ar zice Linca, mai bagă un pic scobitoare, aveți, mai află ceva, dar vă menajez de data asta. Oricum, mi se pare că tăcerea aia noastră la întrebarea mea clară, dacă veți candida la primărie, cred că e foarte elocventă. Și ca să încheiem subiectul ăsta cu candidaturile, vreau să vă întreb ceva așa mai delicat, că e o treabă chiar delicată. Mie mi-a plăcut cum mi-a răspuns protopopul Ioan Dâmbu acum două săptămâni la întrebarea aia de pe Facebook urâtă, ce și-o punea toată lumea. Doamne, dar cum i-ai dat distinția aia la Robert Sigartău, care e de altă religie decât dumneata? Și a început lumea să-l critique, știți, ați auzit pe tema aia cu distinția aia lui către Robert Sigartău. Pe cine să critique? Pe Dâmbu, pe protopopul Dâmbu, că i-a dat distinția aia într-o biserică ortodoxă, unui... Nu obișnuiți să urmăriți... presa locală. Nu asta am vrut să vă întreb. Unde m-am exprimat? Vă grăbiți. Am zis că mi-a plăcut cum a răspuns Dâmbu pe subiectul ăla, dar pe dumneavoastră vreau să vă întreb tot cam pe acolo, dacă considerați că un candidat de altă religie decât ortodox ar putea prinde la Consiliul Județean. Ar avea șanse. Și aici vă spun direct că nu o dau pe după casă, că eu nu-s genul. Mă refer la Robert Sigartău, la Nicu Moldovan. Pe al doilea l-am murit-o, nu interesat de candidatură. Din punctul ăsta de vedere, vă întreb. Dar nu, din punctul ăsta, nu politic. Nu știu. Din punctul deci ăsta dacă de vedere, ne ducem religios. Pe zona religioasă, din punctul meu de vedere, Dumnezeu este unul singur și unic. Nu e nici ortodox, nici penticostal, nici baptist, nici romano-catolic, nici reformat, nici adventist de ziua șaptea, nici evanghelic. Nu, el e unul singur. Nu cred că oamenii votează din acest punct de vedere. Nu cred că contează într-un procent definitoriu sau într-un procent covârșitor. La alegerile locale, în general, oamenii votează oameni și proiecte locale de care sunt interesați direct. Nu cred că ar fi un impediment ca un candidat ar proveni dintr-o religie minoritară. Și avem multiple exemple. Neoprotestanții în Beclean, că l-ați pomenit pe Nicu, sunt minoritari. Evanghelicii președintelui Iohannis sunt minoritari. Avem foarte multe exemple care ar sta ca argumente. Habar n-am dacă domnul Sigartău este interesat, dar l-am văzut rupt total de județul Bistrița-Năsăud din punct de vedere politic. Nu din punct de vedere a poziției dânsului. Nu l-am văzut la niciun eveniment al PNL. L-ați văzut în ultima perioadă. Eu m-am uitat la evenimente, nu l-am văzut la niciun dintre alegeri. Plutește așa ca o... ca să nu zic fantomă. Nu știu, abar n-am dacă dânsul este fantomă, interesat, dar ca să răspund concret la întrebare, nu cred că apartenența la o religie sau alta contează în decizia cetățenilor.
Da, corect, nici eu nu cred lucrul ăsta, dar am văzut vorbindu-se foarte mult bun, pe sunt net, în, fiecare, v-am în fiecare zonă, atât la ortodox cât și la neoprotestant, sunt oameni mai radicali. Sunt foarte mulți preoți supărați pe gestul protopopului, a preotului care a făcut propunerea a aprobării, care a dat-o mitropolia. Și mie m-au sunat, domnule, dar nu-i spune cum să-ți facă lucrul ăsta. Eu fac parte din categoria celor care n-au fost deranjați când oameni de altă religie decât cea ortodoxă au primit distinții de la Biserica Ortodoxă. Nici când a primit Nicu Moldova, nici când a primit de la Mitropolitul Bartolomeu Loții de la Comlorela când a făcut crucea din Pasul Tihuța. Și atunci, de exemplu, au fost supărări majore în Biserica Pentecostală, ce a căutat el acolo și la ortodox de ce a primit. Adică omul a fost în mijloc. Nu era bine nici cu a lui, că de ce a acceptat-o sau ce a căutat acolo, nu era bine nici cu... Da, eu cred că corect, ne încurcăm în detalii. Da, corect, cred că dacă am fi mai buni, mai solidari unii cu alții, dacă ne-am rugat mai mult la Bunul Dumnezeu, atât în bisericile pentecostale, cât și adventiste, și baptiste, și ortodoxe, și catolice, pentru că foarte multe biserici sunt goale, mai ales astea a riturilor occidentale, să spunem așa. Da, ca să încheiem un pic subiectele astea sau temele astea, ați pomenit ceva de Ovidiu Crețu, am fost foarte atent, nu știu cum ați zis, că a venit... Era un val de antipatie major în la alegerile din 2020. Văzut, un val de antipatie... Na, eu n-am întâlnit așa ceva. Ăsta a fost... Lăsați să vă și spun cum. Adică am fost cu Cristi Nicolae în oraș, în campanie, în parcul Mihai Eminescu, la Lamă, prin... Oamenii erau atât de porniți pe ce era Crețu, încât nu vreau să asculte ce vrea să facă Cristi. Deci, că sunteți din zona, nu vrem să auzim. Punct! Dar simțiți că lucrurile ar putea fi similare și acum cu primarul turc? Simțiți un val de antipatie? Nu știu, barna, că n-am discutat cu... Păi dar nu las printre oameni, auziți ce vorbesc oamenii. Nu, nu știu, chiar nu știu, abana, cred că e prematur. Da. Ăsta a fost și unul dintre motivele pentru care nu i-ați dat-o. Eu aș fi vrut să-l văd pe Ovidiu Crețu la festivitatea, de exemplu, la festivitatea decemerilor. A refuzat. Aș fi vrut să-l văd pe Ovidiu Crețu și mie mi-ar fi plăcut. Are diplomă. Eu am fost un adversar. Are diplomă de fost primar. A refuzat să șoia. Dar printre toți primarii pe care a refuzat să șoia. Acum i-ați dat acum? Da, sigur, la toți, nu tratăm primarul din Șieuț. Și Crețu au fost invitați la eveniment și nu s-au prezentat. Da? Nu, l-am invitat asta. Pe Ovidiu Crețu personal, pe lângă procedura care se face cabinetul președintelui, personal, pentru că a sprijinit și el construcția sălii polivalente la inaugurare. Îmi mai vine o deci idee. Deci eu l-am invitat la toate evenimentele. Decizia lui, cu care sunt în dezacord, dar pe care eu respect, a fost să se retragă total, adică să nu mai participe la niciun eveniment. S-a supărat rău pe sat. Nu știu, habar nu. Pe sat. E bine, e sănătos, am mai vorbit cu el, lucrează în grădină, își face ale lui, dar i-am spus, băi... Apropo, revenind la discuția precedentă, ce-ați face cu Pârtia dacă ți-fi primar? Nu știu, avem primar. Haideți, domnul Mândru, deci am un par de vin. Ce-ați face tare, cu Pârtia? Povestim, sunteți schior, ce Dumnezeu? Deocamdată caut condiții, soluții să viabilizez cheltuielile la sala polivalentă, să creăm evenimente la castelul de la Pozmuș, să găsesc bani să cofinanțez proiectul de 100 de milioane de euro finanțat din PNRR pentru a avea cel mai tare spital județean de urgență din România. Mă gândesc cum în momentul de față se lucrează, e aproape finalizată actualizarea documentației pentru nou stadion care arată spectaculos. L-ați văzut? Nu l-am văzut, nu l-ați am văzut arătat. Pozele de dimineață și nu se merge. O poză, nu ne-ați spuneți-ne ceva de pe acolo. Cum arată? Farfurie zburătoare. Dar unde e plasat? În între sălii? Baza sportivă de tip 1, da. Nu, și sală. În fața sălii. Între deci între în stânga străzii, sala în dreapta. Da. Păi nu, până la Pârtie mai este și baza sportivă. Baza asta deci, care se face acum. După sală. Da. Dreapta e parcarea, stânga e stadionul. A, așa.
Și vor fi toate în rând acolo, sală, stadion, baza aia, pârtie și bazin de not al PNL-ului acolo în spate. Nu e al PNL-ului, e al municipiului Bistrița, dar între baza sportivă. Sala nu e noastră, dar eu nu spun așa ceva. Nu e județului. Dar așa este, au dreptate, dacă spun asta. Da. Și acolo mai este loc. Să vedem dacă vom reuși să găsim resurse, să dăm drumul la studiu de fezabilitate pentru un stadion de atletism. Deci, da, după... deci ăsta nu e cu pistă, stadionul? Nu. Fără pistă, numai pentru fotbal? Fotbal și hockey pe iarbă, ăla care a zis că nu este. Polo pe iarbă, a zis. Polo, pardon, nu hockey pe iarbă, da. Polo. Da, de tot cu cross așa, la aveți dreptate. Dar stați un pic, spuneți-mi un pic despre stadionul ăsta, că eu nu știu foarte multe lucruri. În ce stadiu e proiectul? Cum e? Proiectul actualizat. El a fost depus ca proiect în 2020 la CNI. Anul trecut anul în curs am purtat discuții, lucrurile cu creșterea prețului la materiale, combustibili, și am luat, ne-au cerut cei de la CNI să actualizăm detaliile. Ele se finalizează undeva în prima parte a lui ianuarie, îl vom redepune și eu mă voi duce la CNI, la guvern, să susțin proiectul. Când vă vedem cu la tablă acolo, pe locul ăla? Cum ne-ați dus la tablă? Aia e varianta ideală. Cum ne-ați dus la tablă? Când am ajuns la tablă, e pe țeavă. Eu nu v-am crezut, vă spun sincer, eu nu v-am crezut. Deci când ne-ați dus la tablă... Nu sunteți singurul. Nu v-am crezut. Dar nu sunteți singurul care nu a crezut. Am încredere că sunteți cel mai bun om de sport dintre toți politicienii care au fost la putere vreodată în orașul ăsta. Dar nu v-am crezut. Ne-ați dus acolo... I-ați adunat pe toți, a spus niște planșe, nimeni nu știa exact nici măcar cum va fi orientată sala. Îl întrebam pe arhitectul Consiliului Județean, cum e intrarea de aici, de acolo? Dacă mă întrebați pe mine, eu vă spunem că știam. Nu, dumneavoastră știți ce ați făcut. Că așa aia m-a derutat. A zis, întoarceți planșele invers, că bate soarele și nu pot filma ăștia de la televiziune. Da. Păi, și atunci m-am gândit, pe stai un pic, pe domnul Moldovan îl interesează numai să filmăm noi acolo, nu să... Zice, întoarceți-le invers. Am grijă și de voi, eu de asta sunt slujba. Adică nu conta în ce parte erau. Bă, întoarce-le invers să poată filma ăștia planurile. Deci, domnul Linca, eu de asta, pentru mine e foarte ușor. Eu m-am pregătit de viață încă după liceu, când eram șef de sală la Flora, să servesc oamenii. Mi-am servit o perioadă de vreo 2 ani la masă. După ce am terminat cu serviciul la masă, m-am ocupat, am mers un an de zile, am muncit în Germania. Mi-am făcut și eu o fundație ca să am din ce trăi. Adică să am apartament, mașină, mobilă. Și pe urmă am trecut în mediul privat vreo 10 ani, mai exact de prin 2004 până în 94 în 2004, și pe urmă am ajuns să slujesc oamenii dintr-o altă postură. Dar în serviciu public și mi-s foarte dragi oameni și mi-e foarte ușor să fac tot ceea ce fac. Și-a trecut cât? 2 ani jumate, cred că nu a trecut 3, de la momentul cu planșele până am inaugurat sala. Și aproape un an de zile a fost problema cu alunecările de teren, că a trebuit schimba proiectul și puși cei 600 sau 560-90 de piloți forați în pământ unde este sala. Bun, și acum dacă tot suntem la subiectul ăsta, spuneți-ne de adevăratele, dar ce s-a întâmplat cu inaugurarea aia de ne-am năcăjit așa cu deschiderea din aia? Dorința de a face lucruri, atunci. Din dorința de a face foarte multe lucruri, pe mine nu m-a anunțat nimeni decât cu o săptămână înainte de turneu. Vă dați seama că nu făceam turneu în august, că îl puneam în decembrie acum. Dar am primit informațiile foarte târziu că nu se poate emite autorizație provizorie de funcționare. Numai autorizație definitivă. Adică nu mai există o perioadă intermediară. Și atunci oamenii nu pot fi puși în pericol și eu nu încalc legea. Păi tata, cu 3 zile înainte, 4 zile înainte... Nu, noi știam dinainte un pic, dar nu puteam să anunț atunci. Mai puteam... S-a făcut... Puteați amâna deschiderea atunci. Dar n-a fost deschiderea, a fost recepție. Recepția. O vizită înainte de recepție. O vizită înainte de recepție. Discutasem cu ministrul, cu toată lumea, nu mai puteam să întorc povestea, că nu puteai să desfășori evenimente. Deci noi putem face la întâlnire acolo, să ne întâlnim, să ne plimbăm prin sală până ne îmbătăm de cap. Și de ce n-ați avut autorizația definitivă? Ce v-a lipsit? Pentru că trebuia făcute documentele, situațiile finale, depuse planurile finale la ISU, făcută analiza, lucruri care s-au întâmplat în următoarea lună și am făcut trofeul Carpați.
Da. Adică într-o lună s-a terminat. Mi-ați năcăjit un pic. M-am năcăjit mai tare pe mine decât pe dumneavoastră, dar mi-am asumat aceste lucruri și n-am fugit de răspundere să pun directorul clubului să anunțe că nu se face. Mi-am asumat de tot ce era de primit, pentru că eu am fost principalul vinovat. Bun. Sala, și de regulă nu fug de răspundere. Bun, vorbim de sală. Sunteți total mulțumit de ce acolo sau... Nu. Ce nu vă place? Păi ar fi fost, dacă arhitecții și colegii mei ar fi fost mai atenți, sala trebuie să aibă peluze din construcție, nu partea de corectare cu peluze retractabile care s-a făcut. Și mai sunt mici detalii care... Adică dacă aș mai avea ocazia să gestionez o poveste, aș face-o cu mult mai bine. Dar pe ansamblu așa nu e rău, nu? Nu că nu e rău, adică în condițiile în care nu mai există așa ceva în Europa... Ați făcut o socoteală, cât vine gazul sau curentul? N-au venit încă facturi, dar noi am aprobat în ședința de prin octombrie montarea de panouri fotovoltaice, chiar în discuția care am avut-o de dimineață cu președintele Consiliului de Administrație și cu directorul general, mai prindem diferența, o parte din bani s-au cheltuit pe anul în curs bugetar ca să finalizăm undeva prin februarie-martie, deci pentru iarna viitoare vom fi pregătiți ca să avem producția proprie de curent și să nu plătim decât gazul pentru încălzire. La curent nu mai vom avea, deci din ce a ieșit din analizele specialiștilor, suprafața de panouri pe care o putem monta pe sală acoperă necesarul de consum. Și vom face această analiză și vom vedea... Uite că mă mai sună cineva care dar trebuie răspund. Să ne spună ceva, nu pot să răspund. Răspundeți, domnule Domnul. Cine? E personală treaba sau ce? Nu e personală, e de serviciu și foarte important, dar sunăm după. Deci cu sala e de bine, cu stadionul iar e de bine. Terenuțul ăla, cum se numește, de tip 1, când e gata? În primăvară. În primăvară va fi gata. Stăm bine cu sportul, cu echipa de handbal suntem pe locul 3 și să le spunem oamenilor că noi filmăm joi înainte de meci cu Rapid. La emisiunea când se difuzează? Mâine seară, vinerea. Da. Deci nu știm încă ce se întâmplă la meciul cu Rapid de după masă. Îmi doresc un singur lucru. Atitudine. Da. Jucăm cu echipă de Champions League care tocmai bătut Ghiorul de 10 zile. Dar care a luat bătaie de la Buzău, deci nu-i... Da, dar a luat bătaie de la Buzău acum 2 luni. Da. Deci, haideți să nu ne uităm, haideți să vă uitați că a bătut cea mai galonată echipă de handbal din lume. Da. Pe Ghior. De 5 ori câștigătoare de Champions League și cu toate vedetele din handbalul mondial la echipă. Gloria bătea la fotbal pe Steaua care venea după Supercupa Europei. Dar să ne înțelegem. Nu bătea, da, mă rog, juca aici la secundă, Vista și să dea viața Hurloi pe dacă, viață. Dar să ne înțelegem. Nu vreau să găsesc, nu vreau să găsesc scuze sau să vă contrazic. Eu, în calitatea mea de suporter important al acestei echipe, nu m-aș declara dezamăgit sau nemulțumit dacă ne bate Rapid. Dar să văd în teren atitudine și altfel de meci decât cel cu CSM București. Da, nici mie nu mi-a plăcut. Aia și am și scris treaba asta. Bun, dacă scăpăm de atitudinea aia, e de bine. Deci, așa încă o dată, m-aș bucura enorm să câștigăm. Dar acum rezultatul contează foarte mult. Contează finalul. Rezultatul final contează foarte mult pentru că ne dă jos de pe podium. Haideți, domnule. La egalitate de puncte. Răspundeți-ne cum la egalitate cum funcționează o relație de serviciu. Cetățenii sunt mai importanți decât cei care mă sună pe mine la telefon. Așa că ne îngrijim de ei de data asta și când ies, începând de la ușă de aici, coborând scările, încep să sun. Deci dacă ne bate Rapidul, ne dă jos de pe podium. Și terminăm iarna. Ne dă jos anul de pe podium la gol averaj. La cred gol averaj. Ne rămânem, dă jos chiar rămânem, și Vâlcea dacă... Ne dă, numai o secundă. Pe mine mă interesează finalul campionatului, echipa în cupele europene. Așa este, dar știți cum sună, ce frumos ar suna. Păi dar ar fi fost ideal să batem pe CSM București, să batem și pe Rapid și să fim pe primul loc și la handbal, că singura dintre echipe care nu e pe primul loc este echipa de handbal feminin. La fotbal feminin suntem pe primul loc, la fotbal suntem pe primul loc, la juniore 2 și încă nu știu că suntem pe primul loc. Da, să nu cerem o sândă de la Dumnezeu acum. Da, știți că dacă batem astăzi putem fi vice-campioni de toamnă? Adică putem termina pe 2. Nu se premiază asta.
E, dar așa în da, dar nu se premiază. În bilanțurile alea. Deci și eu îmi doresc bine lucrul ăsta, dar încerc. Dar termina pe 2, știi? Și eu, 100% dacă batem Buzău, astăzi, trecem pe locul 2. Nu 100, dacă pierde Buzău, că Buzău e înaintea noastră și dacă pierde astăzi. Altfel, dacă nu pierde, nu cred că va câștiga Buzău la Brăila. Da, la Brăila, da. Da. Deci, nu-i rău, asta vreau să mergem pe repede înainte cu handbalul, că vreau, nu-i rău. Și îmi doresc. Avem aici o mare problemă a suporterilor, că nu joacă Cristina Laszlo și unii dintre suporteri se tem să nu devină un al doilea caz Barbosa, adică să investim foarte mulți bani în Cristina Laszlo. Deci și Cristina Laszlo a intrat în meciul de la Buzău. Am vorbit ieri cu ea și se simte foarte dar bine. Dar ce s-a întâmplat, domnul Moldovan, cu Cristina Laszlo? De n-am văzut-o 3 luni de zile. Cred că fisură de fascie plantară sau ruptură, fisură, nu știu exact, că nu mă pricep. Înțeleg că există un mușchi aici care ține talpa de călcâi, cumva. E o chestie foarte rară. Și e o chestie complicată, dar vestea bună este că ultima intervenție a ei a fost cea fericită, care a pus-o pe picioare. Și se antrenează cu echipa, dar sigur că îi trebuie o lună, două ca să ajungă la parametrii. Deci undeva, cu ajutorul bunului Dumnezeu, prin februarie, sper să o vedem pe Cristina Laszlo. Da, accidentarea asta nu era dinainte de a o de a veni. S-a întâmplat în meciul cu Zalău. Da, dar unii spun că avea ceva acum, și de dinainte. Dacă mă apuc eu să comentez cu cârcotașii... Nu, știți. Nu, dar știți mai bine decât noi. Sunteți răutăți, gratuite, fals. Nu există așa ceva. Adică nu mai poți călca pe picior. Da. Și eu am văzut când s-a întâmplat lucrul ăsta la Zalău, am fost acolo. Da, am văzut și eu. Dar am fost acolo. Da. Deci nu va reveni Cristina Laszlo cât de repede și sper să ne folosim de ea, că a fost cea mai bună jucătoare a României în ultimul. E cea mai valoroasă sezon. Jucătoare a României. Da. Bun. Ușurel așa, vreau să ne îndreptăm spre niște întrebări din alea rapide. La care să-mi răspundeți. Vă mai spun eu ceva suplimentar și aș vrea să-i felicit pe colegii mei de la club, atât pe cei de la fotbal, pe Adi și pe Aurelian, cât și pe Horațiu și pe Dan. Sigur, cu sprijinul celor din administrativ, avem loturi conturate foarte bune pentru etapa următoare și ne putem bate pentru atingerea obiectivelor noastre. Asta adică vreți să spuneți că ne batem deci pentru promovare la fotbal, asta e ideea, nu? Da, ne batem și pentru promovare la fotbal și deja ne gândim că nu poți să schimbi o echipă întreagă, adică câteva transferuri care s-au făcut sunt transferuri care poți să începi să ai, cum să spun, o structură principală a echipei și pentru Liga a doua. Și de exemplu la handbal, unde acum suntem foarte slabi pe interdreapta, avem doi interdreapta, avem câteva jucătoare importante. De asemenea, este foarte important că pe lângă Nicoleta Dincă, Cristina Laszlo, care cred că Laura Pristăvița, nu, care au contract până în 2024, au semnat prelungirea și Renata și Iulia Dumanska și Tamires Morena și Paola Posavec și Zelica Nicolici. Deci, cumva avem tot lotul. Dar o pierdem pe Zulici. De ce nu? Complicată. Dar nu era, mi-a plăcut Zulici. Nu v-a îmi place și mie foarte mult, numai că nu știu dacă decizia este una finală, dar familia, logodnicul, soțul, familia, deci Nina vrea să plece acasă. E greu să te pui când vrei să te duci, să te căsătorești, să-ți faci familie, să fii acasă. Și are avantajul că cea mai titrată echipă de acolo, de la ea, Crimu, o vrea foarte tare. E și perspectiva Champions League, adică toate aturile. Nu, da, nici mie nu-mi place că... N-avea contract numai pe un an? Pe un an avea contract. Păi nu, a avut contractul pe un an și jumătate, adică până în vara lui 2023. Da. Dar și dacă avea contract, dacă o jucătoare vine și spune că nu mai vrea să rămână, că vrea să plece, o ții cu forță, o ții degeaba, că nu-ți mai dă randament, nu. Deci dar nu se plătesc sume de transfer ca la fotbal, la handbal, nu se plătesc, nu. Nu, adică noi nu plătim sume de transfer, că nu ne permitem. Am văzut că CSM București și Rapid au mai făcut lucruri de genul ăsta, noi nu plătim sume de transfer. Bun. Dâncu sau Ciolacu?
Din care punct de vedere? Ciolacu? Din ce punct de vedere vreți dumneavoastră? Păi, pe partea politică și a managerierii PSD la aleg pe Ciolacu, din punct de vedere a relației de prietenie, de multe alte lucruri, are pe Dâncu. Și de zona intelectualității și calităților lui. Dragnea sau Ponta? Aici ai echivoc Ponta fără alte tipuri de analiză. Deși apreciez ce a făcut Dragnea pentru dezvoltarea comunităților locale. Mihaela Ivan sau Alina Hetrea? Detașat Mihaela Ivan, fără grad de comparație. Dar și Alina Hetrea v-a slujit deci, bine. Deci, vedeți că puneți întrebările greșit. Ai de ales între doi oameni, așa, pe care l-alegi. Ați zis fără grad de comparație. Dar fără grad de comparație. Am lucrat cu Alina Hetrea un an și cu Mihaela Ivan 5. Gabi Lazani sau Cristian Nicolae? Gabi Lazani. Asta e tare. Dan Tanco sau Ioan Deneș? Da, e cea mai complicată întrebare. Am crescut cu Dan Tanco. Da. Am crescut cu Dan Tanco. Dacă vorbim de politică, de organizare, e Dan Tanco. Dacă vorbim de administrație, de parlamentarism, de asta, Ioan Deneș. Adică nu îmi aduceți oameni din zone diferite. Deci, mai ales cu Dan Tanco am crescut, jucat fotbal împreună, am locuit împreună. Dacă mă aduceți oameni din aceeași zonă, e ușor să-i aduc oameni din aceeași zonă. Să Mica Oprea sau Ovidiu Franț? Mica Oprea. Marius Negrea sau Ioan Turc? Când mi-aduceți din aceeași zonă. Deci deocamdată Marius Negrea e numai candidat. Haideți să dacă vorbim de investiții aici imobiliare, Marius Negrea. Dacă vorbim de primăria municipiului Bistrița, Ioan Turc. Sau de politică. Credeți că Marius Negrea ar fi un candidat puternic la alegerile următoare? Ați auzit discuțiile din ultima oară? Nu, am și văzut emisiunea. Mi-e foarte greu să mă pronunț. Contează foarte mult cum îi va arăta proiectul. Este un om care e cât de cât cunoscut, care are în spate niște realizări, adică poate veni cu ceva în fața oamenilor. Nu știu dacă va avea un partid, o organizație serioasă, nu neapărat partid. Dacă își adună ONG-uri, tineri, asociații, nu știu, care să-l susțină, de ce ai nevoie de echipă? Nu poți să candidezi. Dar de unde ar... Învățați-mă și pe mine, de unde ar rupe dacă ar rupe? De la PSD, de la PNL? De unde ar rupe electorat? Cred că de peste tot. Cred că de peste tot. Nu ați știu la întrebarea PSD sau PNL, a răspuns fără dubii, PSD. Pentru că era în conflict proaspăt cu dar l-am văzut la ultima dată cu PNL-ul la evenimentul de Crăciun și poate că i-a spune întrebarea acum, n-ar mai suna chiar așa. Dar v-ar încurca? Sincer, nu știu. Sincer, nu știu, rupe de peste tot. Pe noi ne putem încurca noi înșine. Dar pe dumneavoastră, dacă ați candidat, v-ar încurca? În aceeași măsură cum l-am încurcat pe alt candidat. E, cum în aceeași măsură? Dar bineînțeles. Nu sunteți pe același nivel cu alt candidat. Dumansca sau Aruda? Dumansca. Dar Aruda apăra mai bine. Dar aici e vorba de suflet. Așa este. Dar Aruda ne-a scos la greu. De și multe. Ne-a intrat foarte bine în repriza a doua și Iulia. La, da, așa este. La, de exemplu, Iulia n-a apărat foarte bine cu CSM. N-a fost în ziua ei și ne-a scos Aruda. A apărat foarte bine pentru noi. A apărat foarte slab Aruda. Fals. Unde? A făcut o a doua repriză spectaculoasă. Atât. A doua repriză din 10. Dar au mai apărat. La Slatina. Deci ne dar uităm. Ce se întâmplă cu ea? De ce apără senzațional la Națională? Și eu cred că se va adapta și aici. Eu am foarte mare încredere în Iulia. Dar nu vreau să fiu nedrept față de Aruda. Aruda a intrat în a doua repriză cu CSM și ne-a salvat de o mare rușine. Că a apărat foarte bine și nu s-a dus scorul în zonele astronomice. În schimb, dacă vă uitați la prima jumătate a reprizei de la Buzău, Aruda a fost și ea nota echipei. A apărat, nu nota echipei, că echipa mergea bine, a apărat a doua jumătate a reprizei foarte bine și Aruda. De regulă, așa cum știu și eu de la specialiști, să dă șanse o repriză sau așa mai departe, vede cum stai, dacă aperi antrenorul, dacă nu ești în ziua ta trebuie să te scoată. Și Iulia a intrat și ea foarte bine și a apărat spectaculos. Sunteți mulțumit, apropo, sunteți mulțumit de Pașca după revenirea lui spectaculoasă? Că... Mă surprinde foarte plăcut Pașca, adică are rezultate care nu pot să-mi strânească decât aplauze pentru el. Deși am fost singurul care am crezut în el.
Nu ați fost singurul. Eu vorbesc dintre decidenți și oamenii de acolo. Așa, așa, dar știți că... Nu, dar nu, în voi, nu, nu, în voi are mare, mare sprijin jurnaliști, în mulți cetățeni. Dar în zona de decizie am fost cam singurul. Câteodată, dacă mai ascultați și de opinia publică. Dar așa, nu numai câteodată, eu ascult de regulă. Ce frumos v-am întors și l-ați adus înapoi pe Pașcă. Eu ascult de regulă. Deci ascult de regulă. Handbal de băieți sau fotbal de fete? Actualmente fotbal de fete. Gloria e pe primul loc. La băieți ne-am făcut de circa cu Slovacia. Cu dublă superioritate numerică în ultimele 30 de secunde. La ce vă uitați mai cu plăcere? La fotbal de fete sau la handbal de băieți? La handbal de băieți. Deci v-am împăcat și pe dumneavoastră. Corect, da. Aici, deputat sau senator, nu mai are rost întrebarea asta, că am dezvoltat-o destul de mult. Vreau să vă mai întreb un pic cum stați cu banii, cum v-a mers anul ăsta din punct de vedere financiar. Știți că la emisiunea... Cu rectificarea de final de an... Nu, nu, dumneavoastră personal, nu la Consiliu. Dumneavoastră personal. Așa. Eu personal trăiesc foarte bine, mulțumesc la Dumnezeu. Am un salariu care îmi permite să trăiesc civilizat, fără fițe și avioane. Dar v-am amintiți că anul trecut pe vremea asta ne-ați arătat contul. Vă amintiți că anul trecut pe vremea asta... Da, cred că stau mai bine. Ne-ați arătat contul? Nu, că stau mai bine, cam rate, deci nu cred că stau mai bine. Dar vă amintiți că ne-ați arătat? Da, da, nu cred că stau mai bine. 6.000 de lei sau nu știu cât aveați. S-ar putea acum să nu fi plătit, să nu fi tras ratele și să am vreo 15.000 sau nu știu. Deci vă fac crescut un pic contul. Sigur, acum nu m-am uitat în ultima perioadă la cont. Nu mai arăt, gata. Nu mai aveți curaj. Atunci nu, v-am prins descoperitul, nu ne-ați prins descoperiți. Nu, dar numai că mi-e frică de hackeri. De ce? Păi da, dar numai suma ne-ați arătat o dată trecută. Aveți mai multe? Nu am. Nu am ca în ratele, n-am de unde să am. Nu? Nu. Adică nu știu, am 15.000 de lei, 17.000, o fi având ceva. Dar ratele și nu am, dar am încă o dată. Am mai mult decât îndestulător. Pot să trăiesc civilizat, fiică mea mare, lucrează, se descurcă singură, nu trebuie să-i plătesc eu ceva. Deci chiar am o situație cu mult mai bună, din păcate că mulți oameni care au probleme mari în momentul de față cu viața de zi cu zi. De presă, ce părere aveți? Ați văzut, au apărut o felul de... Ați slăbit mult, domnul președinte. Nu, îmi stătea cam așa... Dar nu, da, ați slăbit mult în ultima vreme. Chiar ați slăbit. Postesc. Asta e singur. Acum nu mai postesc, da. Foarte... Încerc să am grijă de sănătate, că sport? După 50 faceți? De ani... Faceți ceva sport? În not. Da? Unde? La Schreiner. Slab stăm cu notul. Dacă vine PNL-ul și lansează aplaud, centrul ăla... Aplaud. Sunteți alături de ei? De absolut orice tip de proiect care dezvoltă comunitatea și ajută oamenii. Și de bazinul de not și de oricare alt proiect. De presă am vrut să vă întreb, ce părere aveți? Ați văzut, a apărut un material cum că presa... Deci presa nu poate fi altfel decât e societatea în care trăiește și ea. Adică proastă. Nu e adevărat. Păi societatea e bună. Bunuri, cu mai puțin bune, cum să nu fie bună? Da, avem deci o presă David Popovici, avem o presă de propagandă, așa cum sugera articolul ăla scris de Petraș? Nu. Deci eu n-am cerut niciodată și ești tu martor și o să fie toată presa asta martor niciodată. A fost un articol tendențios, dacă mă întrebați pe mine, pentru că și nu înțeleg cum s-au făcut, dar lucrurile astea se întâmplă de 100 de ani, se întâmplă în toată lumea. În toată lumea. Păi legea mă obligă și pe mine și pe primărie și pe toți alții să publicăm în ziare, radiouri, televiziuni, online-uri de tiraj tot ceea ce se întâmplă, că vorbim de transparența administrației. Niciodată n-a existat niciun fel de discuție, îi rog pe oricare dintre jurnaliștii care există în acest județ, dacă eu vreodată mi-am spus hai să-ți dau ceva de la Consiliul Județean ca să faci campanie pentru PSD sau să spui despre Radu Moldovan. Nu cred că e nici mai bună, nici mai rea decât în altă parte. Eu de când fac politică, și aici folosesc știri din ce am citit și eu în altă parte, că nu știu unde, nu știu care jurnalist l-a șantajat pe nu știu cine. Deci mie nu mi s-a întâmplat niciodată în 22 de ani de activitate de viață publică să fi venit vreun jurnalist și să spună, mă, dacă nu-mi faci ceva, nu știu ce-ți fac sau nu știu ce-ți dreg. Nu mi s-a întâmplat niciodată. Am avut o relație civilizată în momentul de față, pentru că am văzut și eu cifrele, dacă mă chemai aici la tine la emisiune și mă întrebai ce bani plătește Consiliul Județean la presă, habar n-am. Pentru că nu-i treaba mea, e treaba
serviciului de relații publice și a purtătorului de cuvânt. Niciodată, deci de lucrurile astea s-a ocupat Bogdan Ivan când era purtător de cuvânt, Mihaela Ivan când era purtător de cuvânt, Oana Neamțiu care e purtător de cuvânt. Împreună cu colegii mei, se așează la masă, Centrul pentru Cultură trebuie să-și comunice programul de activități pentru cetățeni. Muzeul la fel, biblioteca la fel, Consiliul are treaba lui. Și nu cred că să folosesc sume, nu știu, dacă le pui și compari mere cu pere sau stânci cu cartofi, poate că nu. Nu am a reproșa. Sigur, suntem cu toți oameni și mai greșim. Suntem pătimași, eu sunt pătimaș. Și mă deranjează. Cel mai pătimaș dintre pătimași. Sunt pătimaș și nu mă mai deranjează. Dar lucrurile au început să nu mă mai deranjează, am îmbătrânit, devin înțelept. Îmi dați voie să fac și eu o confesiune așa, da, la paharul ăsta de vin. V-am auzit cum ați zis că n-ați plătit niciodată, că nu a venit nimeni niciodată să vă zică să vă ceară să scrieți. Nu, să mă condiționeze. Să vă condiționeze. Că vine toată lumea, domnule, nu ne ajutați cu alea, nu faceți asta. Să fac și eu o confesiune din asta, că și eu lucrez de aproape 30 de ani în presă, dar încă n-a venit nimeni niciodată la mine să-mi zică ia-mă și tu de aici ceva, o măslină și scrie asta. Deci mie nu mi s-a întâmplat niciodată lucrul ăsta. Dar bun, oricum bătea la o poartă închisă. Cred că primea reversul medaliei. Clar că da, dar nici măcar nu mi s-a întâmplat vreodată. Eu nu știu cine dracu este toate poveștile astea și toate discuțiile astea. Sunt, că lucrurile nu se întâmplă așa. Clar nu se întâmplă așa. Nu. Că nu... Mi se pare natural, mi se pare mai mult decât natural ca anumiți jurnaliști să aibă sentimente de dreapta sau să simpatizeze un partid sau altul. Dar chiar, eu cred că în județul nostru s-a păstrat un echilibru. Chiar după emisiunea trecută, știți că am făcut emisiunea grandioasă cu colindători, cu Cigu, care a cântat pe aici, cu nu știu ce. Toată lumea mă întreba, bă, dar câți bani s-o dată? Și eu, săracul, clar am un prieten. Dar ce nu i-a zis? Bă, nu mi-a dat Radu Moldovan nimic, eu i-am dat și de mâncat și de băut. Și lui și l-a invitat. Ulmea, da, și nici nu m-a întrebat la final cât costă. Exact. Emisiunea chiar a costat ceva și noi chiar am cheltuit niște bani pentru emisiunea. Da, deci la final acum o să întreb cât o costat cele două chiftele și paharul de vin. Ba, am mai avut o fază din asta în care cineva de pe Ilve, așa, mi-a zis tu lucrezi la pe, păi tu ai bani, că îl cunoaștem noi pe Marian Gruștor, că e de la noi de pe aici, de prin sat, și își face trei case, e la a treia casă. Nu cred. Voi ăștia de prin presă, mamă, câți bani aveți? Da, eu nu cred că Marian Gruștor are trei case. Nici eu nu cred. Nu cred nicio secundă. Bineînțeles că nu, dar nu puteam convinge omul ăla că nu-i chiar așa. Sigur, nu era un simpatizant. Nu-i... Dar bine, acum am înțeles, n-am văzut eu, dar mi-a spus cineva că scria prin presă că radioul Marian Gruștor e meu. Am văzut și asta, da. Eu n-am văzut-o, dar mi-a spus cineva. Am văzut și anunț public că nu e meu. Și că îmi donez acțiunile de la Radio Bistrița lui Gruștor la cine vreți. Domnul președinte, ca să nu zică lumea din nou, ca și după emisiunea altă, că sunt PSD-ist, pentru că dacă dacă am făcut emisiune cu deci Ioan Turc, că nu toată primesc, lumea... Nu, înseamnă că nu pot mânca prăjituri la final. Da, liniștit, până vă spun eu introducerea asta. Toată lumea după emisiunea cu Turc mi-a zis că-s penelist. Acum după emisiunea cu noastră o să fiu PSD-ist și tot așa. Noi m-am învățat cu lucrurile astea. Înseamnă că trebuie să chem toate partidele pe rând ca să fii membru la toate. Asta și fac. Sau nu le chem deloc. Că și asta fac. Aia e o altă variantă. Și asta fac. Nu, asta sunteți un privilegiat acum că v-am chemat a doua oară într-un an jumate. Dar de regulă nu prea chem. O să întreb cât costă la final. Nu faceți din astea, că după aia iară îmi scoateți vorbe. Vreau să vă fac un reproș, asta vreau să zic. Mă tot străduiesc, asta mă străduiesc aici să vă fac un reproș. Am găsit un material din 2012, de când ați devenit președintele Consiliului Județean. Ce minune am mai făcut, ore. Nu, n-ați făcut nicio minune, decât o promisiune. Ce ați zis atunci, chiar în campanie, da? Deci nu erați deja, nu erați încă președinte, hai să-mi pun ochelarii ca să vă mai bine. Ați zis că nu vreți să ajungeți la șefia Consiliului Județean să vă plimbați cu jeep-ul și să fiți numit domn președinte. Nu da. S-a întâmplat asta, că cu mașina aia umblați de 1000 de ani, deși v-o critica toți că v-ați luat altă mașină, dar nu v-ați luat, sau nu știu ce-i cu aia. No. Apropo, chiar, v-ați luat ceva electrică pe la Consiliul. Este pe programul ăla de la Fondul de Mediu Mitsubishi electric. Și ce nu umblați cu aia? Pentru că v-ați mulțumit de ceea ce am.
Am fost, cred că, de vreo două sau trei ori cu ea, că mi-am de făcut deplasări la București, să mă mai departe, că cu asta risc să ajung numai dincolo de Reghin. Și de atunci e mai complicat să vină să mă ia. Și ați zis atunci, în 2012, că vă ciondăneați cu Ion Oltean pe vremea aia, da? Ziceați că, în calitate de catalizator, Consiliul Județean poate fi pus în valoare prin cineva care își dorește să implice partea privată a județului. Că județul nostru oferă oportunități diverse, că se pot crea locuri de muncă, pot fi atrași investitori, dar e nevoie de cineva care să discute cu primarii, să asocieze primăriile, să-i scoată pe investitori din hățișurile birocratice. Așa. Eu la asta mă angajez, ați spus atunci. Și acum, în continuare ce am spus. Da, eu vreau să vă fac un reproș din punctul ăsta de vedere, că în ce privește partea privată a economiei județului nostru, nu aveți la fel de multe realizări ca în ce privește partea publică. Județul nostru, stați un pic, județul nostru e pe ultimele locuri acolo la salarii. Pentru asta trebuie să vă premiez, că mi-ați lansat o provocare să dau niște răspunsuri. Nu, dar vă las să terminați și pe urmă vă răspund. Da, e adevărat că suntem pe ultimele locuri la salarii, la tot ce trebuie în legătură cu partea privată a economiei. Deci acum, de data asta, chiar sunteți de la PNL. Că ăștia de la PNL spuneau, domnule, ca să critique, trebuie să găsească ziua să critique la Radu Moldovan sau la PSD, că salariile. Păi, nu dați făcut asta, să ne lămurim. Fost un catalizator. Da, vă răspund. În ce privește... Catalizatorul. Ia. Am participat la absolut toate solicitările mediului de afaceri, am adus toți miniștrii și primii miniștri care au fost și am pus în fața oamenilor de afaceri să le asculte, să le ia toate problemele. Multe dintre probleme s-au rezolvat, e adevărat că multe au rămas nerezolvate, dar eu am fost acel catalizator și voi fi în continuare. Din păcate, legea nu-mi permite să fiu un catalizator performant, că se numește trafic de influență. Și atunci a fost un catalizator cât mă lasă legea. Dacă ar fi legea lobby-ului pentru județul tău, nici nu pentru povestea asta, eram un catalizator cu mult mai performant. 1. 2. Proiectele de investiții și de dezvoltare atrase de Consiliul Județean și de către primari au capitalizat foarte multe firme care și-au luat utilaje, mașini, flote de transport și care astăzi pot participa să lucreze la magistrale de cale ferată, la autostrăzi, la ce vreți dumneavoastră. În plus, Rombatul s-a dezvoltat, Teraplastul s-a dezvoltat, Comelful s-a dezvoltat, Ralul s-a dezvoltat, Leoni și-a mai făcut o fabrică. Toate s-au dezvoltat. Și multe dintre societățile mici și mijlocii au dispărut. Numai o secundă, asta e un lucru care se întâmplă peste tot. Dar eu n-am refuzat pe nimeni niciodată care a venit să-mi solicite ceva în mod legal și mi-am asumat și riscuri în perioade extrem de complicate să sprijin și o voi face în continuare lucrul ăsta. Pro bono, fără să am niciun fel de pretenție la nimeni și nu-s de acord cu povestea asta. Adică dreptul meu să mă criticați, dar am foarte multe contraargumente. Pe urmă, dintr-un județ unde în sondaje peste 50% în 2012, în sondajele mele de candidatură, erau lipsa locurilor de muncă, am ajuns un județ cu deficit de 3-4 mii de oameni. Și astăzi nu sunt oameni care să acopere necesarul de forță de muncă. Salarizarea. Când comparăm mere cu pere, o să vedem că unul e rotund și unul rețugui. Adică nu putem compara salariile din județul Bistrița-Năsăud, unde nu avem centru universitar care duce, unde nu avem hub IT care duce, unde nu avem alte tipuri de oportunități care să țină salariile ca medie sus, pentru că suntem un județ mic, care nu are ceea ce v-am spus. În plus, față de asta, avem companii foarte mari, a căror nume nu vreau să le pomenesc, că nu vreau să intru în alte tipuri, pentru că îi respect pe toți, care au salarizare foarte mică la mase. Adică 90% din firme are salariul ceva peste minim pe economie. Și atunci, fiind un număr foarte mare de oameni care lucrează în zona industrială, în zona de producție unde salarizarea e mică și nu în zona de IT, de dascăl, de curte de apel, de câte alte lucruri au județele care sunt în altă parte, atunci media salariilor este mai mică, dar dacă ne uităm că venitul net
de fiecare dată a crescut și am citit o știre de la Direcția de Statistică în ultimul colegiu prefectural că salariile nete au crescut mai tare decât nu știu care alte județe în ultimul an în județul Bistrița-Năsăud. Mai departe, Consiliul Județean are niciun fel de atribut decât unul care ar fi dezastruos. De catalizator, cum am zis. Nu, ar fi dezastruos să dau salariile cât casa la Consiliul Județean ca să echilibrez media salariilor din județ. Care ar fi o nebunie. Au fost unii care m-au criticat de ce am crescut acum salariile. Pentru că avem la o groază de oameni salariile sub salariul minim pe economie. La Consiliul Județean, spre deosebire de primărie sau de alte zone, au crescut în 2017 ultimele salarii și după 5 ani. Ca pe vremea Ceaușescu, din 5 în 5 ani. Și în momentul de față am crescut, pentru că și acolo era o manipulare în anumite știri, am crescut cu un procent de 35-40% salariile foarte mici și un procent de 15% salariile mai mari. În discuții, așa cum se face legal, cu sindicatele, cu toate, cum se face lucrul ăsta? Dar lumea o duce greu, vedeți ce asta e o realitate, asta e o realitate tristă. În toate vremurile în care țara o ducea rău, județul nostru și pe vremea Ceaușescu, da, o ducea bine printre alea. O ducem cu mult mai bine. Urcați-vă într-o mașină, vă rog eu frumos, urcați o mașină, dați o tură pe drumuri prin Mureș, prin Maramureș, prin Suceava, prin Cluj. Din punctul ăsta de vedere. Nu, da, vă rog frumos, duceți-vă. Duceți-vă la instituțiile de cultură din județele astea, vedeți cum arată. Duceți-vă la spitale prin județele astea, vedeți cum arată. Duceți-vă la sălile de sport prin județele astea, cu excepția Clujului, vedeți cum arată. Doamne, Moldova, v-am tot lăudat toată emisiunea v-am. Nu trebuie să mă lăudați, dar încă o dată, trebuie să ne uităm la realități. Deci, în momentul de față, mie nu mă umăr lăudătorii și n-am nevoie de nimic. Mai am nevoie de sănătate de la bunul Dumnezeu și le mulțumesc oamenilor din județul ăsta că m-au sprijinit să arăt că pot să fac ceva bun pentru ei. Județul Bistrița-Năsăud este ca pe vremea lui Marina, să știți. Fruntaș peste tot. În schimb, sunt la fel de frustrați ca cetățenii că niște nenorociți care au funcții în guvernul României și-au bătut joc de români și-au liberalizat piața în condițiile de energie, în condițiile în care noi avem 80% din acțiunile producătorilor. Și am dat toată energia la mix cu Europa, că eram foarte îngrijorați noi de aia din Germania și din Franța, să o luăm cu 3.000 de lei de la ei înapoi. Deci asta e un lucru care mă deranjează la fel de tare și pe mine ca pe toți oamenii. Dar din păcate asta e democrația, oamenii votează partid sau altul și se iau decizii criminale cu ghilimele de rigoare ca cele luate de acel domn care în 2019, când a preluat guvernul, primul act, ordonanța numărul 1, a anulat ordonanța 114 a guvernului Tudose sau Dăncilă, prin care erau plafonate prețurile la energie și la toate astea. Și am dat toată energia pe 300 de lei, pe 400 de lei la șmecheri, pentru că acum avem șmecheri, ca să nu le spun hoți, legalizați. Da, și este nedrept pentru oameni să plătească foarte scump energie sau gaze când ele sunt proprietatea poporului român și șmecherii să se facă. Dar salut decizia de ieri a guvernului de a supraimpozita cu 60% veniturile astea din speculă. Dar eu le-aș fi impozitat cu 99%, nu cu 60%. Vedem, dacă ajungeți pe acolo, pe la vârf, da, ministru a zis că nu vreți, senator, nu vreți. Nu, dar nici nu o să stau să apăr sau să nu exprim supărări. Dom'le, când vorbim de salarii, cu dragă inimă le-aș mări, dar nu am cum. Nu am cum, că nu ține de Consiliul Județean. Am mai stat și am mai povestit, dar începe meciul. Începe meciul, nu vă mai țin. Că jucăm cu Rapid. Vreau să vă mulțumesc pentru participarea la emisiunea asta din nou pe final de an. Vreau să-mi promiteți că veniți și la anul și peste 2 ani și când veți fi primar și cât o mai putea noi să facem emisiuni, așa prin 29, de ziua lui mama, la care zic la mulți ani în momentul ăsta. Să-i dea Dumnezeu multă sănătate. Și să fie fericită,
care un băiat ca tine în aceeași măsură iubit și contestat. Iubit și contestat. Să nu cumva să mă lăudați că cel mai rău lucru pentru un ziarist... Uite, aș putea să vă fac un serviciu acum... Să laude cineva de la putere. Nu, dar nu de la putere. De la guvernare. Puterea județului. Nu de la guvernare, da. Că puterea e la alții. Deus de la guvernare. Uite, aș putea să vă fac o ofertă. Când vă gândiți să faceți politică, vă aștept, vă dau recomandare să vă înscrieți în PSD. Nu de grabă. Acum de ce să vă fac și eu bucurie? N-am nici o calitate. Uite, v-am făcut oferta public. Nu vă stric de ce? Apele prin partid. Nu, dar la noi că n-am calități. N-am calități de așa problemele ceva. Problemele în partid. Eu vreau să vă fac cadou tort, nu eu, Cristina, că cofetăria Cristina v-a trimis tortul ăsta minunat, miciudă de mor, da, îl meritați, de la Cristina pe final de an. Vreau să vă fac cadou, tot așa, o sticlă de vin, că n-am reușit nici să o bem pasta, da, vă dau una de aici. Mulțumesc. Nu o alegeți acum ca să nu se supere. De acord. O să le iau pe amândouă ca să nu se supere. Da, luați-le pe amândouă. Aș aduc altele două. Bine, domnul președinte, să fie presa în pacu, și altă dată. Și vreau să-mi spuneți câteva, patru lucruri legate de emisiunea următoare. Ce-am făcut? Am uitat de microfon, da. Așa sunt discuțiile cu domnul președinte. Să-i le spui la oameni că ai împlinit 50 de ani și să-ți acorde circunstanțele atenuante. Și asta. Vreau să-mi spuneți, în 29 decembrie 2023, să vă imaginați un pic că suntem acum, și să-mi spuneți pe ce loc și cum stăm cu handbalul. Pe locul pe care vom putea să accedem în cupele europene. Unde vom fi la fotbal? Sper în Liga a doua. Din punct de vedere logistic și administrativ, o să asigurăm toate condițiile să fim în Liga a doua. Ce candidat vom avea la Consiliul Județean? Bogdan Ivan. Vedeți că astea vi le iau înregistrarea în 29 decembrie 2023. Doamne ferește, știu ce se poate întâmpla în lumea asta. Astăzi ăsta este răspunsul. Ce candidat vom avea la primărie? Nu știm. Nu avem. Și unde vom fi în clasamentul pe salarii? Asta... Eu sper că oamenii să aibă veniturile necesare să poată să aibă o viață civilizată. Clasamentul pe salarii nu-l decidem noi. Respectând tradiția, vă las pe dumneavoastră să faceți încheierea, că și anul trecut pe vremea asta ați făcut încheierea, și să le mulțumiți sponsorilor mei care sunt alături de mine de fiecare dată, ca, Doamne feri, să interpreteze cineva altfel lucrurile astea, că ar fi ceva nepotrivit, dar... vreau să le arăt oamenilor că aveți și calități de ziarist, nu doar, și că în cazul în care nu veți mai candida pe ziarist, nu, dar un analist pârlit așa ca mine. Nu, tu ești ziarist, nu ești analist. Ziceți. Da, mulțumesc și eu mult pentru invitație, am venit cu mare drag, mă onorează un astfel de lucru, să pot să folosesc un prilej pentru a le mai spune oamenilor despre ce facem noi. Fiind final de an, îmi doresc foarte mult ca bunul Dumnezeu să le dea sănătate tuturor. Chiar dacă perspectivele sunt a unui an mai greu, sper să n-am dreptate și să fie un an pe care să-l putem depăși cu bine toții. În mod concret, cu riscurile de a fi criticat, și eu te felicit pentru ceea ce faci și pentru că ești tu și ai încercat să rămâi așa, și dacă te dai un pic în stânga ca să pot să văd ecranul, să pot să mulțumesc sponsorilor, îi doresc sănătate la Nea Tavi, să poată face în continuare agricultură la vârsta lui și să fie model pentru alții. Mulțumim Cristinei, n-am mâncat decât ecler, tortul arată spectaculos și o să-l duc cu mine la handbal. Dar cred că și celelalte prăjituri sunt foarte bune. Elena, am mâncat de la Elena chiftea și pâinea cu muștar, foarte interesantă povestea. Îl felicit pe Uțiu, pe Ovidiu și pe Darius pentru tot ceea ce fac la Crama Jelna, pe cămara bunicii care ne păstrează gusturile din perioada copilăriei noastre, pe Ana Maria și pe Gogu pentru tot ceea ce fac atât cu Roser House-ul cât și cu Geoplastul, lucrări de calitate. Din câte știu, o mare parte din tâmplăria de la sală, lucrări foarte grele au fost făcute de către ei. Ideal Sport, dacă-i magazinul pe care îl știu eu, a soților Hlinca, îi aplaud și pentru el, pentru ce a făcut pentru fotbal și pentru cea mică care a fost la zona de fondare a echipei de handbal, și le mulțumesc pentru parteneriat care sper să-l dezvoltăm mai tare în următoarea perioadă, ca fanii
clubului Gloria să aibă de unde să-și ia produsele. Pe Iusti și familia lui și pe toți ceilalți de la Valea Ascunsă îi felicit, sper să aibă fir întins ca ușlacuri de pești pe lângă vinurile care le-au adus la tine. Îmi plac tot timpul, n-am cumpărat niciodată, că nu sunt genul din ăsta care folosește smarturile pentru a face comenzi, dar buchetele de la Flowers by Mara arată spectaculos și fiecare doamnă la care le-a oferit era de-a dreptul încântate. La Elena din Deal se mănâncă mult prea bine pentru posturile mele. Five to go, nu știu. E cafeneaua lui Paul Anton de pe centru. Paul Anton, care joacă la UTA, apropo, și n-ar fi rău să-l tragem către casă. Am văzut și declarațiile lui din ziare, că ar veni la un moment dat. L-am întâlnit de mai multe ori în București, atunci când era... Odată i-am dat o diplomă la sugestia ta când a avut rezultate spectaculoase prin Spania, atunci l-am cunoscut și l-am reîntâlnit când era la Dinamo. Și despre... Comsig, să le dea și lor Dumnezeu sănătate și poate că dau vreo mașină la Gloria, la vreo jucătoare, să le facem reclamă. Și uite așa, iară eu sunt bun de plată, nu dumneavoastră. Deci, cum crede mai lumea? Pe cineva? Cum crede lumea? No, mulțumesc frumos, domnul președinte. Și pe Vortex să lucrez în continuare bine, nu știu. Cine Vortex? Nu-i nimeni. O firmă care face televizoare. Care face televizoare. Sau monitoare. Da. Mulțumesc frumos, domnul președinte. Și ție sănătate. Sănătate, bucurii și să ne vedem în 29 decembrie. Și să câștigăm meciul cu Rapid. Hai Gloria! Da, o zi bună în continuare!